România este șocată de cazul femeii tranșate și aruncate pe marginea autostrăzii A1, care s-ar putea transforma într-un nou caz Dincă. Anchetatorii au descins într-o fabrică de mobilă dezafectată, unde locuiește presupusul ucigaș. Oamenii legii au găsit la fața locului pete de sânge, dar și o sârmă cu care ar fi fost legată victima. Colega mea, Dina Iliescu, a urmărit acest caz, este la fața locului și ni se alătură în direct cu detalii. Grav este valul de violențe extreme la care suntem martori neputincioși în ultima perioadă. Ce se întâmplă în România ne explică în direct doctorul în psihologie Ion Duvac, care ni se alătură la Newstime. Vă mulțumesc amândurora și vă avertizez, doamnelor și domnilor, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Adina, pentru început, vin la tine. Ce se întâmplă acum la locuința suspectului? Bună seara, Radu, bun găsit tuturor. De aproape 14 ore, principalul suspect se află înăuntru, acolo unde sunt și polițiștii care îi percheziționează locuința, pentru că există suspiciunea că în imobilul din spatele meu femeia de 38 de ani ar fi fost ucisă cu bestialitate, iar mai apoi trupul neînsuflețit al acesteia a fost transportat pe un câmp. În urmă cu puțin timp, principalul suspect, și vorbim aici despre un cetățean străin în vârstă de aproximativ 60 de ani, a ieșit alături de polițiști și a luat parte la percheziția uneia dintre mașinile cu care se presupune că individul ar fi transportat trupul neînsuflețit al femeii de 38 de ani pe autostrada A1. În locuința din spatele meu, care vreau să vedeți că arată ca o adevărată fortăreață, ei bine, oamenii legii, potrivit unor surse, au găsit mai multe pete de sânge, bucăți de sârmă, dar și fragmente din pungi de plastic, iar aceste probe cruciale, de altfel, în acest caz au fost trimise către laborator pentru a se stabili dacă ADN-ul găsit în locuința principalului suspect coincide cu ADN-ul victimei. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla, pentru că din clipă în clipă principalul suspect ar trebui să iasă, iar ulterior va fi dus la audieri unde va da explicații în fața anchetatorilor și atunci autoritățile vor întregi tabloul declarațiilor și vor înțelege cu exactitate ce s-a întâmplat cu tânăra de 38 de ani. Adina, am să te rog să rămâi alături de noi. Merg acum la domnul Duvac. Domnule Duvac, femeia era dispărută de aproape o lună. Aș vrea împreună cu dumneavoastră să încercăm să facem profilul acestui criminal, să înțelegem ce ar fi putut să îl determine să ajungă la astfel de acte de cruzime. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Aș începe prin a felicita structurile de poliție care au reușit să descifreze o asemenea crimă abominabilă. Din păcate, știți, psihopații, sociopații, acele persoane predispuse la astfel de acte se află deseori printre noi. E, ori triggerul care declanșează această furie viscerală poate să fie de la rememorarea unei traume, de la un joc din acesta cu agresivitate sau de la un eșec sexual, ceea ce e foarte probabil în această situație. Dacă vreți, din păcate nu există metode pentru a depista precoce astfel de indivizi care se dedau la astfel de acte. Este foarte probabil ca acest criminal să nu fie la prima faptă. Sunt convins că anchetatorii vor identifica și alte potențiale lucruri grave pe care acesta le-a făcut. Adina, mă întorc acum la tine. Am auzit astăzi câteva păreri din partea vecinilor. Dacă ai reușit să stai de vorbă cu ei, să afli care era părerea lor despre acest bărbat care, iată, a comis astfel de acte. Da, Radu, am stat de vorbă cu majoritatea vecinilor. Ei bine, sunt șocați pentru că nu l-ar fi crezut în stare pe acest individ să comită acest gest oribil, de altfel. Și spuneau ei că era o fire destul de retrasă, însă ar fi avut anumiți vecini de-ai lui conflicte cu respectivul individ, conflicte care au degenerat de-a lungul timpului. Spuneau ei că ar fi o fire violentă și agresivă în momentul în care oamenii
oamenii ar fi vrut să vină aici la locuință. Vreau să punctăm lucrul ăsta pentru că sunt foarte multe camere de supraveghere, este o adevărată fortăreață și anchetatorii au avut o muncă extrem de grea pentru a verifica fiecare metru cu metru al acestui imobil și spuneau vecinii de altfel că nu s-ar fi așteptat la acest lucru. Ar fi văzut-o pe tânăra de 38 de ani că ar fi venit aici la locuința acestuia, însă niciodată nu le-ar fi dat de bănuit un astfel de gest, că ar fi putut să comită un astfel de gest. Însă am să extrag, Adina, din ce mi-ai spus tu ceva mai devreme, faptul că a mai avut niște ieșiri nervoase, mai erau și oameni care îl considerau agresiv. Și acum am să mă întorc la domnul Duvac și am să vă întreb, oamenilor de obicei le este frică să reclame astfel de lucruri, le e frică de un posibil agresor și așa rămâne destul de secretă zona pe care o deține acesta și uitați cum avem aici cazul acestei fortărețe pe care o are. Acum e foarte important să vedem istoricul de caz. Dacă a mai fost agresiv, e foarte posibil să existe plângeri, să mai existe plângeri la poliție, dar deseori plângerile acestea se sting amiabile, că s-au împăcat sau organele de poliție nu-și fac datoria până la capăt. Din păcate, persoanele care au accese de furie, care se enervează rapid, care pot să treacă de la amenințare la faptă, nu sunt cumva evaluate corect. Pe de altă parte, este foarte important că atunci când avem de-a face cu astfel de persoane, mergem la organele de poliție. Ori, în acest caz, atrocitatea crimei, să presupunem că s-ar fi enervat, că doamna, știți, fie țărâna ușoară, cum se zice la noi în popor, l-ar fi supărat cu ceva, l-ar fi jignit cu ceva, ar fi lovit-o, s-a lovit din greșeală, a căzut, a murit, nu ar fi putut să o tranșeze, să facă o astfel de operațiune decât o persoană, un psihopat latent, care s-a activat în momentele acestea de frică, de furie și a trecut în modul paranoic. Pentru că tot ce înseamnă fortăreața aceea cu multe camere de la vedere denotă și un mecanism paranoic de a nu avea încredere și de a face orice pentru a-și face dreptate. Și aș vrea să vă întreb dacă găsiți cumva similitudini cu cazul Dincă de la Caracal. Acum, cazul Dincă, știți că încă este controversat, dar cu siguranță avem de-a face cu psihopați. Un psihopat este, sau sociopat, psihopatul este un pic înnăscut, pentru că în perioada intrauterină s-au întâmplat necazuri cu mama lui și atunci hipotalamus este puțin mărit și el se înfuriază mult mai repede în viață. Sociopatul prin educație, o copilărie mai dificilă, mai dură, poate duce la astfel de comportamente. Dar este clar că avem de-a face cu persoane cu agresivitate latentă, care nu au capacitate de autocontrol în situații de criză. Și într-un caz și în celălalt, și vom observa la toți mari criminali, și din țara noastră și din străinătate, avem de-a face cu un istoric de traume care a declanșat un proces de management al furiilor distorsionat față de majoritate, față de noi ceilalți care n-am experiențiat așa ceva. Domnule Duvac, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru comentariu. Adina Iliescu, de la fața locului, mulțumesc pentru relatare. Vlad Pascu este cercetat disciplinar de penitenciarul Poarta Albă din Constanța în urma interviului telefonic acordat protestatarului Marian Ceaușescu. Deținutul nu avea acordul autorităților pentru convorbirea respectivă. Detalii are colega mea Raluca Sevastru. Raluca, bine te-am găsit! Bun găsit tuturor! Discuția s-a purtat între Vlad Pascu și un protestatar prin intermediul tatălui său, Mihai Pascu. Conversația dintre cei trei a fost făcută publică pe o rețea de socializare, iar tatălui Pascu a arătat pe filmare numărul penitenciarului Poarta Albă. În interviul telefonic, Vlad Pascu a transmis că are remușcări după tragicul accident și că ar vrea să dea timpul înapoi. Pentru persoanele condamnate sau arestate preventiv, este permisă comunicarea cu apropiații numai în anumite condiții. Directorul ANP a transmis că Vlad Pascu avea aprobare să vorbească cu
cu tatăl său, însă nu și cu Ceaușescu. Concret, pentru acea conversație telefonică, Vlad Pascu trebuia să ceară acordul procurorului de casă sau al instanței pe al cărei rol se află cauza sa. Pentru că au fost încălcate aceste condiții, el este acum cercetat disciplinar și riscă sancțiuni. Dacă va fi găsit vinovat, Vlad Pascu ar putea pierde dreptul la vizite și accesul la telefonul mobil pe o perioadă stabilită de conducerea penitenciarului. Iar în cel mai simplu scenariu, acesta se poate alege doar cu un avertisment. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Legat de prețuri, vin vești bune și vești proaste. Voi începe cu cea bună, inflația continuă să scadă. Vestea proastă, sunt câteva produse care au înregistrat scumpiri uriașe. Este vorba despre detergenți și medicamente, care costă cu 25% mai mult față de anul trecut. Dacă în cazul detergenților oamenii recunosc că spală mai rar, la medicamente aceștia spun că nu pot renunța. Ne aflăm în cea mai mare piață din capitală. Cumpărătorii cercetează cu atenție rafturile cu detergenți. După câteva priviri, concluzia e clară. Da, sunt foarte scumpi. Foarte, foarte scumpi. Dintre toate produsele, detergenții s-au scumpit cel mai mult, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Față de anul trecut, prețul lor a crescut cu aproape 25%. Concret, dacă anul trecut dădeam 70 de lei pentru un detergent lichid cu 54 de spălări, acum același produs costă cu 17 lei mai mult. E scump. E scump. Trebuie bani ca să ajungem să cumpărăm și dero și mâncare. Din cauza prețurilor mari, mulți recunosc că s-au văzut nevoiți să spele mai rar. Cu cât dați mai mult? Stai puțin să mă gândesc. Cred că se duce spre 35-40%. Nu mai punem balsam atât, punem jumate. Mai des de două săptămâni n-ajung, nu pun mașina de spălat. Foarte mult a crescut și prețul medicamentelor. Statistica oficială arată că acestea s-au scumpit cu 24%. S-au mai scumpit, de la o lună la alta. Luna Spenter, de exemplu, o lună, acum două luni l-am luat cu 13 lei și luna trecută l-am luat cu 14,50 lei. Cei mai loviți de această scumpire sunt bătrânii și cei cu boli cronice care nu pot renunța la tratament. Am luat de aici niște vitamine pentru ochi. Și era 90 de lei și când am luat, acum vreo săptămână, am dat 114. Verile mergeam la mare, la o stațiune, că-s pensionară, la 74 de ani care i-am, vă dați seama. Și acum am mai renunțat. În topul scumpirilor se află și cosmeticele, cărțile și încălțămintea. Dacă vorbim de alimente, conservele cu fructe, carnea de vită și cafeaua au cele mai mari creșteri de preț, de aproximativ 10%. Per total însă, inflația este în scădere, arată cifrele oficiale. A ajuns la pragul de 6,6% față de 7,1% cât a fost în februarie. Vestea bună este că în lunile următoare creșterea prețurilor va continua să se tempereze. Altfel spus, nu vom mai vedea scumpiri foarte mari de la o lună la alta. Conform estimărilor băncii naționale, inflația ar urma să coboare la 5% la finalul acestui an. Petrecăreții de la Oktoberfest primesc o veste surprinzătoare din partea autorităților bavareze. Consumul de cannabis, deși a fost legalizat și reglementat în Germania, va fi interzis la marea sărbătoare a berii. Și discutăm despre acest subiect. Alături de noi este jurnalistul Deutsche Welle, Vlad Drăghicescu. Vlad, bună seara, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună seara. Par destul de nehotărâte autoritățile din Germania. De la 1 aprilie a fost legalizat consumul de cannabis, însă pentru cel mai important festival, care înțeleg și știu că atrage turiști din toată lumea, se dorește interzicerea consumului de cannabis. Ce ne spune această indecizie, Vlad? Da, nu întâmplător, pentru că Bavaria s-a opus de la bun început ideii de legalizare a cannabisului și l-a atacat dur pe promotorul ei, adică pe ministrul sănătății Karl Lauterbach. Guvernul bavarez sigur că n-a putut împiedica această legalizare a cannabisului, dar iată, o poate îngrădi într-o măsură care să le facă viața grea consumatorilor acestui drog. Și vorbim prin urmare despre interzicerea consumului de cannabis în zonele exterioare ale festivalului, pentru că în corturi oricum fumatul este interzis de ceva vreme. Și se va merge cel mai probabil pe principiul deja aplicat în unele zone, să le numim fierbinți, cum ar fi gara din München și diverse alte gări din Bavaria, în spațiul cărora
guvernul a interzis consumul de băuturi alcoolice în urmă cu nu mulți ani. Cum spuneam, scopul sau țelul Bavariei este de a face consumul de cannabis neatractiv, între altele prin introducerea recent anunțată zilele astea unui catalog de amenzi usturătoare și aș aminti numai de amenda de 500 de euro sancțiune pentru cei care fumează în apropierea școlilor. Aș vrea să te întreb și ce reacție a declanșat în societate această poveste legată de legalizarea cannabisului. Sigur că ecourile la nivelul societății germane au fost împărțite, dar aș remarca totuși o tendință evidentă de dezaprobare, nu doar în tabăra opoziției conservatoare din Bundestag, care evident că de-aia se numește opoziție și trebuie să atace inițiativele guvernului, cât mai ales în rândurile asociațiilor profesionale. Și un exemplu ar fi Colegiul Medicilor din Germania, care a avertizat în repetate rânduri că fumatul de cannabis este nociv, mai ales până la vârsta de 25 de ani. Alți experți se tem că legalizarea va încuraja un număr mare de tineri, dar și de adulți, să încerce cannabisul, lucru ce altfel poate că nu s-ar întâmpla, ci în general temerile privesc riscurile pentru sănătate și, evident, posibilitatea ca legalizarea să facă mai accesibil acest drog pentru minori, aceasta în condițiile, aș spune eu, în care cu greu pot fi acum protejați de alcool și de nicotină tinerii. Vlad, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta la Newstime. Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi variabil cu norări în nord-estul țării și la munte, unde vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru a doua decadă a lunii aprilie, cu precădere în regiunile sudice. Cerul va fi variabil cu unele norări averse și descărcări electrice spre seară, pe arii strânse la deal și la munte și doar izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în sud-est, dar și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 29 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia se anunță temperaturi ridicate și cer în mare parte senin, maximele urcă până la 25 de grade în Slobozia și 27 de grade în Călăraș. În Transilvania cerul va prezenta înnorări și pe arii restrânse va ploua, valorile termice vor fi de 23 de grade la Cluj și 25 de grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță vreme însorită și foarte caldă pentru această dată, mercurul din termometre urcă până la 21 de grade la Iași și 22 de grade în Botoșani. În vestul țării cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime urcă până la 24 de grade în Arad și 26 de grade în Timișoara. În Oltenia avem parte de vreme caldă, iar vântul va adia ușor, se vor înregistra 28 de grade în Craiova, la fel și în Turnul Severin. În Dobrogea cerul va prezenta norări temporare, maximele ating 23 de grade în Constanța și 21 de grade în Mangalia. În capital am avut parte de vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul a fost senin, iar temperatura maximă a fost de 28 de grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 10-12 grade, mai coborâtă în zona preorășenească. Mâine vremea va fi predominant frumoasă și deosebit de caldă pentru a doua decadă a lunii aprilie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade. La munte, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru a doua decadă a lunii aprilie, deși valorile termice vor fi în ușoară scădere față de ziua anterioară. Cerul va fi variabil, temporar cu norări averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate averselor. Se vor înregistra 17 grade în Sinaia și 13 grade în Semenic. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.